înalță dintre mândre, colinde legendare, acest oraș ce vine din dacicul trecut, prezentul, viitorul, fiind la fel de mare, cazarea din istorii din care s-a născut. Pe tine te cântăm, pământ de țară, cuvântul Alba lângă Mureș spus, aici, din Mostrămoș se înălțară, speranțele iubirii, dor și vis. Bine v-am găsit, dragi oameni buni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune, Joc și cântec strămoșesc. O emisiune prin care dorim să aducem în casele și în sufletele dumneavoastră multă bucurie, voie bună, frumusețea jocului, cântecului tradițional românesc. Astăzi, invitații noștri special au venit din localitatea Turda, județul Cluj, oameni dragi sufletului meu, oameni care păstrează cu drag și sfințenie tradiția populară românească. Dați-mi voie să-i prezint domnul Feneșan. Bine v-am găsit, ne bucurăm că suntem invitații dumneavoastră, ne bucurăm că putem pătrunde la sufletul fiecăruia dintre cei care vor urmări această frumoasă emisiune dedicată folclorului, portului, cântecului, tradițiilor populare, și noi am venit pregătiți să vă arătăm un program foarte frumos. Avem două ansambluri, ansamblul Datina Turdeană al Casei Municipale de Cultură și Asociația Comore Ardelene, care este formată pe structura câtorva școli din municipiul Turda, care ne și furnizează dansatorii. Sperăm să vă placă ceea ce vă vom prezenta noi, pentru că în repertori avem dansuri populare din zona de câmpie, avem dansuri populare din alte zone etnofolclorice ale țării, pe care le-am prezentat în țară și în străinătate, și vrem ca și telespectatorii dumneavoastră să se bucure de aceste frumuseți și daruri pe care vrem să vi le dăm dumneavoastră tuturor. Domnul Feneșan este și președintele Asociației Comor Ardelene. Îl am în stânga mea pe un om care s-a dedicat trup și suflet folclorului românesc. Este vorba despre domnul instructor Ioan Cuc. Să ne spună câteva cuvinte despre dânsul. De câți ani activați ca și instructor? Bine v-am găsit și mulțumim doamnei Lili că ne-a invitat la acest spectacol. Sperăm să încântăm publicul din Alba Iulia cu ceea ce vom prezenta. Eu mă ocup de formațiile din Turda de aproximativ 40 de ani. Pregătesc în prezent, am 80 de dansatori, de la clasa 1 până la facultate. Avem și o trupă de ăștia, cum să le zic, mai spre pensionari. Și de ăștia mai mici de grădiniță, dar aia nu i-am calculat în cei 80. Aveți un repertoriu foarte bogat. Ce dansuri anume aveți în repertoriul dumneavoastră? Pe lângă dansurile din zonă, Valea Riașului, Câmpie, sunt din toate. Moldova, Oltenia, Banat, Oaș, Codru, Crihalmă, Sucitoare, Călușul, da. Oltenesc. Cum a fost anul 2012 pentru dumneavoastră și pentru ansamblul Comor Ardelene și Datina Turdeană și ce vă propuneți pentru anul 2013? Anul 2013 să fie cel puțin ca la nivelul celui din anului 2012, unde am susținut peste 80 de spectacole în tot anul, diverse acțiuni care s-au fost în Turda sau în țară și străinătate. Sperăm să fie la fel de bogat în spectacole. Noi vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Aș vrea să vă prezint un solist instrumentist care a slujit de-a lungul timpului folclorul românesc autentic. Este vorba despre domnul Nelu Kercedi, care face parte din ansamblul Datina Turdeană. Să-l întrebăm câteva cuvinte. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea Joc și cântec strămoșesc. Domnul Nelu Kercedi, de la ce vârstă ați început dumneavoastră să cântați? La 10 ani. Și acum, dacă trăiesc până în octombrie, împlinesc 49 de ani de când cânt.
Mulți înainte. Da. Mulți înainte, vă mulțumesc. Cu cine ați mai colaborat de-a lungul timpului? Eu am colaborat, am fost la Târgu Mureș și acolo am făcut școala. Pe urmă am venit la Luduș, pe urmă de la Luduș, din 77, colaborez cu eu. Foarte frumos, foarte frumos. Ce școală ați terminat dumneavoastră? Școala de muzică, de arte? Da, am fost la liceu de muzică, am făcut tuc trombon, instrument de suflat, nu am făcut acordeon. Acordeonul l-am știut de acasă, da, dar pe urmă banii au fost puțini și o trebuie să fac vis-a-vis de aia să mă înscriu la o școală profesională. Și am făcut, am terminat pe urmă încă 3 ani, școala populară de artă. Da. Pe lângă sănătate pe care ne-o dorim cu toții, ce vă mai doriți în anul 2013? Totul a spus dumneavoastră, mai mult decât sănătate, nu cred. Că restul vine de la sine, dacă este sănătate, vă dați seama că putem să depășim orice limită. Dar dacă nu este sănătate, acolo nu mai putem încadra. Și odată ce virusul a intrat în vene, nu te poți lăsa de așa ceva. Promovezi folclorul cum poți, cu greutăți, pentru că e sacrificiu, dar merge mai departe. Eu cred că sunt cel mai, mai tânăr elev, danzator de aici, de la ansamblu, eu cu Ioan și cu domnul Feneșan. Ce să facem? Asta e. Eu vă doresc multă sănătate, mult succes în tot ceea ce faceți și o să să urmărim în continuare câteva suite de dansuri oferite de copii și tinerii talentați de la ansamblu Datina Turdeană și Comor Ardelene. Thank you.
De sară de nu-i dau gură, de le 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 le, de le le măi dorule. Ai la 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 la, și de ciudă nu-i oi da, să vă
Bye.
Dragii mei, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până data viitoare, vă dorim multă sănătate, bucurie, fericire, viață lungă și numai împliniri. Thank you.
Mândruță frumoasă ești, pe mult bămit cu ce trăiești, pe mamă ta cu ce te ține, pe te arăți așa de bine. Hai să te joc să fii jucată, hai că ești cea mai mândră fată. Joacă-mă, bădița, bine, și mă strânge lângă tine, și mă joacă scutura, ca să știu că m-ai jucat. Bădița frumos și înalt, aseară te-am așteptat, cu cină și cu lumină, și cu dor de la inimă. Băi, ca mâine nu ți-am băiut, băi, zice de la stat așa.